Neața, doamnelor, domnilor, suntem la finalul celei de-a 12-a ediții a Festivalului Comediei Românești. Ei bine, festivalul se termină cu o gală la care se acordă și premii. Haide să vedem cine ce premii a luat. Răzvan și Dani, vă iubesc și știți asta, vă aștept și mai des la Teatru de Comedie. E o fericire pentru noi că avem atâtea personalități în jurul nostru în această săptămână a Festivalului Comediei Românești, dacă mă gândesc la Florin Piersic, la Radu Beligan, la Horațiu Mălăele, la cei care au luat premii, că e bine să spunem și premiile care s-au luat, sunt nume sonore. S-a evidențiat Florin Piersic Junior în One Man Show-ul lui. Nu m-am așteptat la premiul ăsta, pentru că eram în off și probabil că au considerat ei că merită spectacolul meu un premiu. Vă las seama, sunt și eu puțin uimit de lucrul ăsta, dar mă bucură foarte tare pentru că în felul ăsta află lumea de el. Nimic în viață nu ai întâmplat, să știi. Ai făcut bine ce ai făcut, că mi-ai dat premiul de excelență. Știi de ce? Mi-ai pus o pană albă la aripile mele care sunt, de ce să nu recunosc, destul de obosite. Pe dumneavoastră vă îmbrățișez și dacă v-am supărat cu ceva, mă bucur din toate inimile. Să trăiți! Fetele mele gemene au înmânat niște premii, așa că aștept să semnez contractul, sunt foarte nerăbdător. Au fost invitate de domnul Mihăiță. Le-am întrebat, tata a venit să dați un premiu? Ne dau bani? Da, cred că da, am întrebat, am aflat, deci sunt liniștite. Ce credeți? Le aduceți către teatru? Că am văzut că s-au obișnuit cu scena, le place. În niciun caz. Fata mea cea mare are 37 de ani, este medic stomatolog și credeți-mă, e foarte bine. Deci fetele mele vor face ce vor dori. Eu n-am putut să le țin așa departe de scenă cum mi-am dorit. Sper să se convingă singure că e o nenorocire această meserie pentru ele. Vecinul meu e foarte, foarte suspect. L-am denunțat la poliție, deși îl respect. Poliția crede că exagerez, dar eu am început să mă documentez. Vecinul meu nu doarme niciodată, se pare că are o viață agitată. E extrem de interesat de copii, pentru că e traficant de jucării. Momente foarte frumoase, cei mici copii au venit și au oferit premii părinților. Frumos momentul. Da, ne-am avut emoții pentru că, știi, una e una, alta e alta. Adică atunci când te urci pe scenă ca actor, se separă emoțiile. Acum să fii pe scenă și să vină pe scenă alături de tine copilul tău, e o dublă emoție. Felicitări în primul pentru premiu. De la cea mică. Foarte frumos momentul, da, și emoționant. Chiar nu mă așteptam. De-aia nu prea mai găsit cuvintele pe acolo pe scenă. Oricum era bine să mă luați așa cum am zis mai de aici, așa că eram de, ce zic, copilărie. E frumos, e un premiu foarte important și onorant, pentru că juriul e un juriu, nu o glumă. Am avut bucuria să avem și o lansare de carte, Marin Morară, și nu pot să închei fără să vă spun câteva din panseurile lui Marinuș, două sau trei din panseurile lui Marinuș Moraru din cartea sa. Iată, fac parte din generația care a gustat apă de la fântână, nu de la robinet. Pentru a fi politician trebuie să poți să înghiți în fiecare dimineață o broască râioasă. Ducă-se dracului cea mai bună dintre lumile posibile, dacă nu sunt și eu în ea. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez.